așa de liniștită și fericită aici la țară cu ei. Floare albă, floare albastră, ce dormeai lăsat. Floare albă la fereastră, că te-am așteptat. Sunt credincioasă și e Dumnezeu lângă noi. Cel puțin lângă mine a fost întotdeauna. A fost întotdeauna și nu vreau să-i cer nimic, nimic nu cer, decât să-i mulțumesc. Cum a fost anul acesta pentru dumneavoastră până acum, în comparație cu 2018? Știi că eu nu mă gândesc la lucrurile astea. Nu fac comparații. Principal, oricum, începutul acestui an, că de-abia e începutul, a fost mai bun ca celălalt, pentru că anul trecut... Da, ți-a avut acea operație. Da, grea și a început anul, așa a debutat. Cu probleme, da? Sperăm să trecem peste toate anul acesta. Vin acasă și mă încarc. Vin acasă și mă încarc și nu mă încarcă nimic decât cățelușii mei, căsuța mea, curtea mea, floricele mele, piticii. Asta mă încarcă cel mai tare. Bine, și mă încarcă scena. Că am fost cu Andra la Londra, da. Și a fost divin. Mai una n-are somn și zboară din pom. Este o companie extraordinară, toată gașca asta. Toată lumea acolo care nu se calcă pe bombeuri, fiecare știe, stafful ei zic, fiecare știe ce are de făcut. Și numai copii, numai oameni tineri, oameni tineri care știu exact ce trebuie să facă. Extraordinarie. Și m-am simțit, plus invitații, Veta Biriș, Mioara Velicu, pe care le ador, sunt prietenele mele. Mă simt bine, sunt încărcată, deci am început, a debutat anul pozitiv cu acest tur. Iar Andra este unică. Mă onorează această colaborare, este unică. E un copil care muncește imens, imens, imens. Și o respect pentru asta. Că Dumnezeu vă iubește foarte mult pentru că vă aduce numai oameni dragi, numai oameni buni alături, care să vă transmită și o stare bună, o energie bună. Știi care este povestea iubita mea? An de zile am avut numai... Știi, eu sunt rac. Sigur că da, și atunci e așa, jumătatea vieții e ori proastă, ori bună și cealaltă e invers, știi? Uite, poate că a venit momentul să... Fiu împlinită sufletești, chiar dacă sunt rac, sunt rac înaintași. Sunt luptătoare. Care este cea mai grea încercare pe care ați simțit-o dumneavoastră și peste care ați trecut în viață? Vreau să spun o chestie. Anul trecut a fost un an greu, foarte greu. A fost așa ca o lovitură de ușeală de tren, care nu m-a omorât, doar m-a lovit. Așa, și acum trec prin momente foarte grele. Vedeți cum le compensează Dumnezeu? Nu ați avut o familie mare numeroasă, dar v-a adus mulți prieteni în jurul dumneavoastră. Au fost mulți, a fost o horă mare, dar s-a dus hora aia. Că, și să știi, cel mai mult s-au dus anul trecut. Ați avut acele probleme de sănătate și foarte puțini v-au scris două cuvinte. Sau nici pe alea nu le-au scris. N-au scris, n-au sunat, nici nu... Tot timpul au zis că au sunat pe altcineva și au întrebat de mine. Nu, nu mai suna pe mine, nu mai întreba pe mine. Dar nu are importanță. Să fie sănătoși, să fie fericiți, da, e pierderea lor. Pentru că au pierdut un om bun. Prieten bun, prieten drag, ascunde lacrima ce te-a trădat. Grijă de prietenii mei și mă gândesc la ei. Știi, să știi că asta e singura mea pretenție la prieteni. Să facă cum fac eu. Nimeni nu zice să fie generoși ca mine sau asta. Nu! Să facă cum fac eu, să se gândească la mine. Băi, o avea asta nevoie de un pahar cu apă. Băi, își dorește asta nu știu ce. Adică și să nu mă întrebe.
să facă. Asta îmi doresc eu de la prieteni, să aibă grija mea. Da, poate e un alint. Eu tot n-am fost alintată niciodată. Să mă alinte. Dacă sunt sănătoasă, să fac tot. Mut munții. Nu am nicio problemă. Sănătoasă să fiu. Pe dumneavoastră v-a făcut mai puternică problemele prin care ați trecut prin viață sau așa ați fost, o fire mai puternică? Nu am fost. Și de pe parcurs m-au întărit toate. Că știi, eu am fost a femeia Vasilena. Eu dau cu capul, eu marchez. Da, eu. Și când am fost căsătorită, tot eu. Ați regretat vreodată că nu v-ați mai recăsătorit, să fi avut un sprijin nu, în casă? Nu, că ți-am răspuns nici fără să mă gândesc. Nu! Nu! În primul rând, n-aș mai fi făcut un mariaj niciodată. Nu sunt contra căsătoriei. Doamne, familie, doamne, preț. Dar poți să ai o familie și fără hârtia să o semnezi. În clipa când semnezi hârtia aia, s-a dus toată vibrația. Dacă era să fie, să vină prințul ăla pe cal alb, nu mai mă măritam oricum. Dacă ar fi să dăm ani înapoi, ce nu ați mai repetat dumneavoastră? Nu știu dacă n-aș repeta. Că eu am făcut tot ce am făcut cu credință, am făcut cu convingere, le-am făcut eu de capul meu. Bine, proaste, cum au fost, nu regret nimic. De ce să regret? Ce am făcut rău? Tăticul meu mi-a spus odată, tata, asumă-ți. Dacă ai făcut bine, rău, asumă-ți tot ce ai făcut. V-ați gândit vreodată că ar fi fost mult mai drăguț să fi avut curtea plină de nepoți? Nu. 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 Nu m-am gândit. Îmi pare rău că nu m-am gândit. Eu nu mă gândesc la ceva care nu există. Eu nu mă încarc cu lucruri de-astea. Nu mă încarc. Casa mea e cânte cu acorduri amble, melancolic și fierbinte și curat.